fără să ne dați detalii, ce alte invenții excepționale ne-ați putea descrie și care pe un domeniu ar putea să revoluționeze, pe care le cunoașteți? Păi să ne uităm la crizele care sunt așteptate în momentul actual. Criza hranei, criza apei, criza energiei, pe care și Călin Georgescu le vede ca fiind potențialul nostru de dezvoltare. Pe răspunsul la crize și anularea crizelor, noi avem invenții pentru criza apei, criza hranei și criza energiei.